A celui ce șade pe scaun de domnie și a mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Amin. Amin. În această seară vreau să prezint o lecțiune biblică despre compozitori, cântăreți și cântări. Nu sunt un specialist în domeniu, dar din ce scrie în Biblie, din ce am mai citit pe aici pe acolo, supun atenției dumneavoastră ceea ce voi prezenta. Muzica este un fenomen complex care tranzitează întreaga noastră ființă. Nu este absent nici Duhul, nici Sufletul, nici Trupul când se cântă. Nu degeaba se spunea încă din Antichitate, Platon, dă muzica unui popor și te las pe tine să făurești legile. Dar noi știm asta în primul rând din Biblie, dragii mei, că muzica are de a face cu gândirea și cu practica vieții. Când Moise era pe munte și poporul s-a rătăcit și s-a confecționat un vițel de aur, a apărut muzica în actualitate. Și ei cântau muzică ce e îndepărtat de Dumnezeu, luând în calcul întreaga atmosferă, și nu conștientizau pe deplin. Și Dumnezeu a fost cuprins de mâine până într-acolo încât a vrut să-i nimicească. Rețineți, asta dovedește Scriptura și istoria Bisericii. Orice reformă a reformat și muzica. Orice decădere a fost acompaniată de decăderea muzicii. De exemplu, în cartea a doua Cronicilor, în capitolul 35, scrie că pe vremea lui Iosia, care a făcut cea mai mare reformă din istoria regatului lui Iuda, 35, versetul 15, cântăreții fiului Asaf stăteau la locul lor, după rânduiala lui David, lui Asaf, lui Heman și Dutun. Ușierii, de asemenea, erau la fiecare ușă și prezintă cum s-au pus lucrurile în ordine. Fără să mai citesc în întregime, referința a fost și a fost și în vremea lui Ezra, care a reconstituit cultul davidic în noul templu. Deși erau slujbele, dar cu mari preoți ca Eliashib, lucrurile se denaturaseră datorită influenței popoarelor din jur cu care se încuscrise. Așadar, să ne ajute Bunul Dumnezeu, când cântăm și prin asta când ne închinăm lui Dumnezeu, să fie valabil ce vă citesc din Efeseni 5:19. Să avem cântări de laudă, cântări duhovnicești și să cântăm, să aducem laudă Domnului din toată inima. Amin. Să luăm pe lânt compozitori, cântăreți, cântare. Compozitorul este creatorul operei muzicale. Vorbim atât de text, linie melodică, ritm și armonie. El este principalul subiect în muzică. Este de regulă și primul interpret și toate interpretările ulterioare folosesc lucrarea sa. De aceea vă spuneam că este important să reținem că și în vremuri de trezire s-a reformat și muzica. Pentru că întâi compozitorii, dovedește asta, erau sub inspirația Duhului Dumnezeu. Cântările n-au de-a face doar cu o strictă teorie, că cineva n-are timp și compune. De regulă, un compozitor este marcat de o stare de spirit. Una de natură divină, pozitivă, sau alta de inspirație demonică. Și eu cred că aveți suficientă cultură generală, în parte cuprinzând cultură muzicală, ca să înțelegem lucrul acesta. Scrie despre David în cartea a doua lui Samuel, capitolul 23, asta la sfârșitul vieții lui, versetele 1 și 2, cuvântul unsului Dumnezeu lui Iacov, cuvântul cântărețului plăcut al lui Israel. Duhul Domnului vorbește prin mine și cuvântul lui este pe limba mea.
Iar în cartea a doua cronicilor, în capitolul 7, versetul 6, este scris: preoții stăteau la locul lor și tot astfel și leviții cu instrumentele lor făcute în cinstea Domnului de împăratul David, pentru cântarea laudelor Domnului, când i-a însărcinat David să mărească pe Domnul și le-a dat atâtea texte, pentru că David a fost un mare compozitor. Știți titlurile psalmilor, de exemplu? Aici este doar un vers. Să laude, să mărească pe Domnul zicând că cindurea lui ține în veac și prezintă ceea ce era acolo. A compus și Solomon, spune Scriptura în întâia carte a împăraților, în capitolul 4, citesc versetul 32, 1005 cântări. S-a păstrat numai una. Ce subiecte, ce texte au avut celelalte. Mă tem că la Solomon n-a fost numai inspirație, cred că a fost și folclor. Așa că în parte nu știu dacă se-mi pare rău că nu a rămas în Biblie sau nu. În istoria creștină, vorbim de compozitori, au fost câțiva de marcă. Și vă rog, repet pentru a treia oară, în ce vremuri au trăit, ce stare de spirit au avut. Să amintesc pe Johann Sebastian Bach, 1685-1750, el își începea fiecare lucrare cu cuvintele: Iisuse, ajută-mă, și o sfârșea cu inscripția: numai pentru slava lui Dumnezeu. Frumos! Un altul, Handel, 1685-1759, când a compus oratorul Mesia, a spus: nu știu dacă eram în trup sau în afara trupului. Cântări care au rămas. Charles Wesley, fratele lui John Wesley, a compus mii de imnuri. Sau avem și noi, românii noștri, cu o lucrare foarte vastă, Nicolae Moldovean, Traian Dors. Vă rog să vă gândiți că au fost oameni, vorbim de ai noștri, care au făcut închisoare pentru Domnul. N-au compus doar așa să fie compus. N-au compus doar să fie trecute pe YouTube. Nu? Nici n-au compus în peisaje cu plimbări dezvine să zici: mă, este ajuns în rai? Doamne, dă să ajungă măcar. Fost compozitori inspirați, pentru că în mod deosebit compoziția cântărilor trebuie să aibă de-a face cu Dumnezeu și cu actul mântuirii, și nu poți compune decât dacă ești părtaș acestei lucrări și dacă ești într-o relație bună cu Dumnezeu. Prin îngăduința și bunăvoința divină, cum știți că sunt recăsătorit și am avut înainte o scumpă soție, e scumpă și asta, și a dinainte a avut darul ei de la Dumnezeu, aceasta are dar pe linie muzicală. Mă întorceam într-o zi acasă și o văd așa că plânsese. Zic: s-a întâmplat, dragă, ceva? Zice: nu. Și mi-arată o foaie. În anumite stări mai privește de la Domnul și textul și melodia. Și mi-am dat seama că cuvintele care le compune au de-a face întru totul cu starea spirituală și cu realitatea ființei ei. Da, compoziția trece prin compozitor și dacă vine de la Dumnezeu, să ajungă la noi, amin. Trec acum să spun ceva despre cântăreți. Știți încă de la Abel că Dumnezeu privește întâi spre închinător și apoi spre jertfă. Așa că nu putem vorbi despre cântăreți doar ca niște interpreți dotați cu anumite capacități. Trebuie să ne gândim la starea lor spirituală, care trebuie să fie în regulă nu doar în ce privește compozitorul, și în ceea ce privește pe cel ce interpretează acea piesă. Spune Scriptura în Cartea Proverbele, în capitolul 17, versetul 7, cuvintele alese nu se potrivesc în gura unui nebun,
Și în Proverbe, nebunul nu e unul care nu știe carte sau nu-l duce minte, e unul care trăiește aiurea. Cu atât mai puțin cuvinte mincinoase în gura unui om de viță aleasă. Ce înseamnă asta? Prima parte a proverbului ne spune că, spunem Psalmul 33, neprihăniților leșade binecântarea. Iar a doua parte ne spune că cel ce cântă să fie dedicat cântării și să n-aibă o viață duplicitară. Mă spunea un frate de la Cluj, era student și mai aducea, avea un venit din o anumită activitate tehnică la un studio. Și a venit un frate cu soția pentru ceva înregistrări. Și mi-a lui a plăcut și a și luat o cântăreață. Și zice, ce privighitoare aveți acasă. Și soțul îi spune, da, da, e uneori ciocănitoare. Dumnezeu nu poate să primească o astfel de cântare. Leviții, cei însărcinați să cânte, erau aceiași cu cei însărcinați să judece, să prezinte legile sfinte și să ajute preoților la întreg cultul lui Iahve. Da? Numai ei aveau dreptul acesta. Știți ce reclamau cei de la răscoala lui Core Datan și Abiram? Vrem să slujim și noi. Unii au fost aleși preoți, alții leviți și ei trebuiau să corespundă chemărilor. Când e ales Domnul pe leviți? O, bine ar fi așa să-i selectăm și noi pe cântăreți. Când cântarea a luat-o de arazna. S-a spus, cine e pentru Domnul? Să vină aici. Pentru că numai ei aveau dreptul să cânte. Evident că și leviții și-au stricat unii cărarea și în Biblie scrie despre asta. Dar vă citesc din cartea Amos, acum într-o vreme în care e plin de cântăreți. Amos capitolul 5, versetul 23 și 24. Depărtează de mine vuietul cântecilor tale, nu pot asculta sunetul lăutelor tale. De ce? Deranja pe Dumnezeu instrumentația? Nu. Ci dreptatea se curgă ca o apă curgătoare și neprihănirea ca un pârâu care nu seacă niciodată. Așa să ne ajute Dumnezeu. Vă mai citesc și din cartea 1 Cronicilor, capitolul 23, unde este scris cum părinții și copiii împreună lăudau pe Domnul. Vedeți, uneori este diferență între preferințele unei generații și alteia, dar asta se reflectă nu doar la nivel de muzică, ci este un fenomen generalizat. Ruptura asta. Și Ioan Botezătorul a venit, a fost trimis de Dumnezeu să unească generațiile. Și acolo întâlnim cântarea unui bătrân, întâlnim cântarea Mariei, dar știți cum au fost și una și alta? Și cum puteau să se unească generațiile? Venind Duhului Dumnezeu deopotrivă peste toți. Așa era în vremurile bune. 1 Cronici 23 spune aici cum e organizat, sunt prezentați cu 24 de asemenea, și în 25 zice, în versetul 1, David și căpetenii le-au pus deoparte pentru slujbă pe aceia din fiul lui Asaf, Heman și Dodun, care proroceau întovărășiți de harpă, de alăută și de chimvale. Adică își proroceau și cântau. Asta arată prezența Duhului Dumnezeu în viața lor. Amin? Să nu uităm că și Domnul Iisus și ucenicii au cântat. Halelul acei psalm de laudă. Cântăm și noi și credem că vom cânta pentru vecii vecilor. Știți că în cartea Apocalipsei sunt multe cântări. Unii cred că în rai numai o să cântăm. Nu scrie asta în Biblie, că numai o să cântăm. Dar sunt câteva cântări în Apocalipsa, de exemplu în capitolul 5. Dar vă rog, rețineți ideea, cine sunt cântăreții pe care Domnul îi primește? Leviții separați de cei care se închinau în mod profan, cei ce erau inspirați, erau cântăreți și cei în a căror viață era Duhul Sfânt aveau drept să cânte. Iată câteva cântări din Apocalipsa, capitolul 5, de la versetul 9. Cânta o cântare nouă, e cântarea mântuirii în care este proclamat Domnul Iisus pentru că a adunat oameni din toate neamurile, a făcut din ei o împărăție și preoți. Și sunt prezentați toți cei ce cântau.
ființele din jurul tronului, cele patru făpturi vii, cei 24 de bătrâni, 13, și pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare, și toți ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând și cântau. O altă cântare în cartea Apocalipsei este în capitolul 15, unde scrie de la versetul 3, cântau cântarea lui Moise și cântarea mielului. Versuri frumoase. Cine cânta? Biruitorii fiarei. Oameni care vor cânta pentru vecii vecilor. Și avem o altă cântare în Apocalipsa 19. Acele șiruri de aleluia, gloată multă, care proclamau pe Dumnezeu. Și spune, ca o concluzie la ceea ce vreau să vă zic, versetul 7, să ne bucurăm, să ne veselim și să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului, soția lui, s-a pregătit, i s-a dat să se îmbrace cu insubțire, surcitor și curat. Insubțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Aici pot să cânte unii și care nu sunt sfinți, că pe unii nu-i știm că sunt de sfinți, poate știu cei de acasă. Dar vă rog, rețineți cei ce vă ocupați de asta și cei ce cântați. Când nu sunteți într-o stare bună, nu cântați. Și asta nu mă refer numai la ce scrie în Psalmul 108, gata mi-este inima să cânte Dumnezeule, sau cine are inimă bună să cânte, cine are o stare potrivită să cânte. Altfel riscăm nu neapărat să ne lovească Domnul aici, că n-au fost toți loviți pe loc ca fiii lui Aron, ca Șanea și Safira, dar ne aducem vinovăție înaintea Domnului, căci Dumnezeul nostru este sfânt, slăvit să fie numele Său. Îmi spunea cu tristețe un dirijor, nu de aici, din Banat, un dirijor de fanfară. Și frate, am aflat despre un fanfarist bun, profesionist, școală de muzică, faptul că nu are o viață curată. Și i-am spus, nu mai poți să cânți. Și el a zis, tu nu înțelegi că fanfara fără piesa asta nu funcționează? Vrei să vă faceți de râs? Zice, nu asta mi-a fost mirarea că el nu pricepe, că dacă ar fi priceput, s-ar fi pocăit. Mi-a luat timp, repetat, să vorbesc cu conducerea bisericii, să le spun, nu mai poate să cânte, e imoral. Și oricum și îi spuneau, dar ce facem acum, desfințăm fanfara? Să dea Domnul har să fie ca să nu o desfințăm, dar nici nu se poate să slujim oricum. Doamne, ajută-ne! În al treilea rând, să vorbim despre cântări, care, cum știți, și în lume, și în viața noastră, sunt omniprezente, de când cu tehnica asta nu poți intra într-un magazin să n-auzi muzică. Aproape spune că nu poți intra într-o mașină să n-auzi muzică, nu? La unii și în casă, peste tot. Cântare, deși eu le mai spun la unii, băi, hai să fie ca la adunare, mai pune câte o predică, mai citim ceva din Biblie, mai câte o poezie, hai să mă oprim, să ne mai rugăm. Mi-a plăcut, am mers cândva cu ani în urmă cu mașina, cu fratele Fane Sabău de la Viena, mi-a lui un cântăreț plăcut, însărcinat și în biserică, o astfel de activitate, am vorbit și cânta ceva și a zis, opresc. Punem apoi cântarea să nu ne batem joc de cântare. Noi povestim și ăștia cântă așa, nici ei nu ne bagă pe noi în seamă, nici noi pe ei. Dacă dăm drumul la o cântare, atunci cântăm și noi, dacă nu, o oprim, discutăm și apoi să urmeze piesa muzicală. Să tratăm cu respect cântarea. Și vă rog să rețineți că, în primul rând, cântările au scopul proclamării lucrării lui Dumnezeu în a-L slăvi și a-L lăuda. Pentru asta a fost instituită cântarea la templu. Citesc din cartea 1 a Cronicilor, capitolul 16. Scrie aici de la versetul 7, în ziua aceea David a însărcinat pentru întâia dată pe Asaf și frații săi să vestească laudele Domnului. Și n-a făcut-o doar că i-a plăcut lui cântarea. Deși când cânta, știți ce se întâmpla. Duhurile nu mai aveau putere.
El a făcut-o asta sub porunca Domnului. Că scrie și revin în data aici, în a doua cronici 29:25. Și Ezra, la vremea lui, a reformat muzica, ce vă spuneam la început. A pus pe leviți în casa Domnului cu chimvale, cu lăute și harfe, după rânduiala lui David, lui Gad, văzătorul împăratului și prorocul Natan, căci astfel era porunca Domnului dată prin prorocii săi. Mă întorc la 1 Cronici 16, avem aici o cântare de laudă din care vă rețin cu câteva versete. Scrie în versetul 4. A dat leviților sarcina să facă slujbă înaintea chibotului Domnului, să cheme, să laude, să slăvească pe Domnul Dumnezeul lui Israel. Versetul 35 de aici. Ziceți, mântuiește-ne Dumnezeu, mântuirii strânge-ne și scoate-ne în mijlocul neamurilor ca să lăudăm numele Tău cel Sfânt, ca să ne punem slava în a Te lăuda. 41 și 42. Cu ei erau Heman și Dutun și ceilalți care fuseseră aleși și numiți pe nume ca să laude pe Domnul, căci îndurarea lui ține în veac. Versetul 42, cântări în cinstea lui Dumnezeu. Nu știu cum e la dumneavoastră, cred că e bine, dar eu spun că vreau să îmi spun lecția toată. La orice slujbă, dacă sunt binecuvântări, să fie cântări cu specific, dacă se poate, potrivit cu textul, dar la nicio slujbă, nu-i voie să lipsească cel puțin o cântare, două, care să fie strict de laudă pentru Domnul. Sunt cântări pe care învățăm, cum spune Psalmul 47, o cântare înțeleaptă, înveți din ea cât dintr-o predică. Dar cântările de laudă pentru Domnul la templu erau în permanență, să fie și în adunare. Ca închinarea noastră, deosebit când cântăm în comun și corul cu atât mai mult prin ceea ce au ei, în mod special, să fie lăudat Dumnezeu, să fim în atmosferă cu cerul. Așa am citit în Apocalipsa și toți oamenii, toate făpturile de peste tot, să fie în a lăuda pe Domnul. Doamne, ajută-ne! Aș vrea să înțelegem ce scrie aici într-un mod foarte clar, vă citesc și la versetul 23, cântați Domnului toți locuitorii pământului. La noi în adunare am spus asta pentru copii, pentru tineri, unii mai nu cântau, unii mai se uită într-o parte în alta. Ce mai să facem o înțelegere? Ca să ne învățăm să cântăm, să lăudăm pe Domnul. Cum spunem în finalul psalmului, tot ce are suflare să laude pe Domnul. Bă, cine nu cântă să rece în picioare. Nu neapărat că vroiam să instituim ceva așa militaresc. Voiam să conștientizăm oamenii că Dumnezeu merită să fie lăudat. Vă amintiți unde scrie, nu vă spun. E mai fain să vă pun și citiți. Să mi se umple gura de laudele Tale și în fiecare zi să Te slăvească. Îi facem noi așa? N-ar mai fi vreme de multe povești. Îmi spunea cineva că l-a vizitat pe frate Nicolae Moldovianu. A întrebat puțin de sănătate, normal. A început să povestească. Frații între ei s-au rătărit și spus, dragii mei, eu la ora asta sunt programat să laud pe Domnul. Vreți și voi? Mi-amintesc că spunea Binția, soția lui Richard Rumbrand, s-au întâlnit la aeroport și spunea aia cu vocea ei așa gravă. Și când ne-am întâlnit, ce să facem? Păi fratele Niculiță ne-a spus să lăudăm pe Domnul, că e vrednic de laudă și mărirea Lui este necuprinsă. Zicem Psalmul 145 într-unul dintre versuri. Dragii mei, și dacă orice cântare, cum vă spuneam, că implică întreaga ființă, înseamnă că lauda pentru Domnul care îi se cuvine trebuie să ne racordeze, să ne aducă pe toți în prezența lui Dumnezeu. Asta înseamnă că și textul cântării, împreună cu ritm, cu armonie, cu tot ce ține de capitolul cântare, trebuie să se acordeze. Și în felul acesta, închinarea noastră capătă sens. Atunci pot să fie cântări duhovnicești, cântări prin Duhul Sfânt, cântări de laudă, nu scrie despre asta în Noul Testament, ba da. Știți cântarea aceea, O Doamne Mare? Și linia melodică este în acord cu textul, așa-i? O Doamne, nu-s bun de cântat, hai. Sunt alții mai buni ca mine, dar când și eu dimineața mergând spre Botoșani, am cântat pe mașină și le-am spus lor, zic, mașină mere, să când la adunare cântați voi, că-și cântați mai bine. Da. Să fie cântări care
Eram undeva într-o adunare și un grup bărbătesc să cânte, pornit negativele. Bubuiel. Și acum s-aud textul cântării despre fiul risipitor. Și îi spun păstorului, frate, nu potrivește. Dacă fiul ăsta s-a întors acasă, că venea cu bubuielele astea, ce credea tatăl? Că vrea să-i fure și altă jumătate de avere. Păi nu potrivește. Da. Nu se poate să cânți despre mântuire și să nu te cuprindă ori penitența, ori să te umplă harul lui Dumnezeu și să-L lauzi pentru ce a făcut. Un Dumnezeu atât de mare, slăvit de cerul întreg. Și cerul îi spun slava lui Dumnezeu. Cum să ne prezentăm noi înaintea Lui? Podoabe sfinte. Pentru că e cunoscut, dragii mei, faptul că o cântare și noi le alegem. Vă spuneam, este ori pe unda divină, oricum s-a întâmplat undeva în America, era un african și ei cântau și și-au dat drumul așa, cum se întâmplă uneori, și africanul a fugit și a spus, opriți-i! Dar de ce? Păi vor să laude pe Domnul. Nu! Exact cu ritmurile astea, la noi în trip se chemau duhurile. Și începea unul cu toba și încă unul cu toba până când veneau toate satanele acolo. Nu se poate! Da, nu se poate. Să fim atenți la ceea ce cântăm. Textul cântării trebuie să fie foarte reprezentativ. Evreii cântau despre eliberarea lor din Egipt. Avea o istorie în care se vedea mâna lui Dumnezeu. În cer se cântă despre creație. Zaharia, Maria, de care aminteam, uitați-vă la textul cântărilor lor, ce importante sunt. Vă amintesc faptul legat de cântări că în primele secole se cânta în comun. Undeva spre sfârșitul secolului IV a fost scoasă cântarea comună și cântau numai specialiști. Reforma, cum vă spuneam, care forma și muzica, a introdus cântarea comună. Pentru că este frumos un solo, formațiile, da, e frumos să cântăm și cu toată adunarea. Să fie așa cum scrie în Apocalipsa 19. Am auzit ca bubuit onorape puternice care cântau cu toții lăudându-L pe Dumnezeu, slăvit să fie în veci. Dacă pentru cei de afară cântările au scopul să-i ducă în delir, să instaureze stări morale, că nu pot fi distracții păcătoase fără muzică, așa-i? Muzica îi conduce undeva. Textele acelea le sfredereți mintea și călăuzesc înspre pierzare. Pe noi textele trebuie să ne conducă înspre Dumnezeu, mărit să fie numele Său. Să ne ajute Bunul Dumnezeu, așa să înțelegem și așa să trăim. Mă apropii de încheiere cu două concluzii. Cântarea este de origine cerească și va continua așa pentru toată veșnicia. Cu adevărat vom cânta. Este o laudă să Creatorului și Mântuitorului. Și vă citesc ce s-a întâmplat la inaugurarea Templului Solomon și mă gândesc ce se va întâmpla când se va inaugura Împărăția lui Dumnezeu. A doua carte a Cronicilor, capitolul 5, de la versetul 11. În clipa când au ieșit preoții din locul sfânt, versetul 12, toți leviții care au cântăreți, cei trei de bază, fiii fraților îmbrăcați ca atare și cu ei 120 de preoți care sunau în trâmbițe, când sunau și când cântau unis într-un glas să mărească să laude pe Domnul, în clipa aceea casa Domnului s-a umplut cu un nor, se coborâse Domnul în templu. Și atunci a zis Solomon, Domnul vrea să locuiască în întuneric. Deci pe fondul cântării a venit prezența lui Dumnezeu. Și cu siguranță că vom cânta și noi când îl vom vedea pe Domnul. Și vom spune, cum scrie în Isaia 25, acesta e Dumnezeul nostru, mărit să fie numele Său în vecii vecilor. Va fi, cum scrie în cartea Apocalipsa, la capitolul 14, de la versetul 2, și am auzit venind din cer un glas ca un vuit de ape multe, ca vuitul unui tunet puternic și glasul celor ce amăzită, celor ce cântă cu lăuta și cântau cu lăutele lor. Cântau o cântare nouă,
înaintea scaunului de domnie, că multe din cântările noastre de acum nu se mai potrivesc, nu? Nu mai cântăm noi tot ce am cântat aici, că nu potrivește. Vom cânta ceva nou pentru ceea ce va fi acolo. Și spune numai cine putea să învețe cântarea. Și cum scrie în capitolul 15, ca și o sinteză ce am spus și de unii și de alții, versetul 2, am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc și cu pucioasă și pe mare de sticlă cu instrumentele lui Dumnezeu în mână stăteau biruitorii fiarei și a icoanei ei. Când Valea Dura, nu pe fond muzical a fost închinarea falsă? Ba da, și în rai închinarea adevărată, directă, în preajma tronului va fi tot pe fond de cântare. Să ne ajute Domnul să cântăm și aici și acolo. Amin. Și cum spune Dors, vă spun două strofe de ale lui, asta la capăt de drum, a zis, mă duc să-mi iau o harfă nouă și o altă carte de cântări și un alt veșmânt de cununie spre ziua dulcei așteptări. Și atunci cu mâinile slăvite vom înălța cerești finici, înălțând spre zări nebănuite cântările începute aici. Să ne ajute Domnul să le continuăm în eternitate. Amin. Amin.